Cu 3 milioane de vehicule vândute în mai puțin de 10 ani, Dacia este un caz unic în universul automondial. Marca Dacia a creat și a întreținut un puternic climat de încredere și de proximitate cu clienții săi. Totul datorită unei promisiuni simple și clare, care răspunde în tocmai așteptărilor unei clientele aflate în căutarea unor vehicule fiabile, sigure, cu echipamente și prestații moderne la prețuri accesibile, a declarat Nicolas Vertas, directorul de vânzări al grupului Renault la nivel mondial. Anul acesta se anunță unul excelent pentru Dacia, în contextul în care vânzările mărcii progresează cu 24,4% pe primul semestru. Mai mult decât atât, în bazinul mediteranean, producătorul de la Mioveni a reușit să crească în cota de piață în toate țările din regiune, în ciuda contextului economic mai puțin favorabil. Marca Dacia continuă să se dezvolte, iar ca element de noutate, va începe să fie comercializată și pe piața din Israel înainte de sfârșitul anului. Aceasta după ce în 2013 s-a lansat cu succes în alte 6 țări: Marea Britanie, Irlanda, Danemarca, Norvegia, Cipru și Malta.